Superlativele României în materie de turism au fost detalate la târgul de profil de la Cluj-Napoca. În lupta cu Viena, Londra și Dubai, agențiile au aruncat castele, parcuri de distracții, piscine termale și cea mai nouă telegondolă din țară. O cabina instalației de la Borșa, Maramureș, inaugurată acum un an, a fost adusă în fața celor care vor să descopere vacanțe memorabile de Crăciun. O nouă pârtie olimpică deschis și o plimbare cu telegondola. Atât pe timp de zi cât și pe nocturnă sunt doar două din atracțiile Maramureșului din acest an. Pachetele turistice încep de la 1400 de lei, dar pentru că mult mai ușor scoți banii din buzunar atunci când pui mâna pe ceea ce plătești, o parte din telegondolă a fost adusă chiar aici, la târgul de turism. Strategia agenților de turism a funcționat. Atrași de cabina telegondolei, aproape toți vizitatorii târgului organizat la un mall din Cluj-Napoca s-au oprit să se uite la ofertele din Maramureș. Așa au aflat că stațiunea Borșa are 7 km de pârtii de schi cu diferite grade de dificultate și o trambulină naturală de 113 metri. Telegondola, inaugurată anul trecut în decembrie, are un traseu de aproape 3 km pe care îl parcurge în 7 minute. Pot putea să admire peisajul extraordinar al versantului nordic din munții Maramureșului. Ne-am propus cu toții să oferim o experiență cât mai autentică și să aducem mai aproape spiritul spoturilor de iarnă. Tocmai vorbeam cu domnul să merg cu copiii de la școală într-un weekend la pârtie, la Borșa. Râșnov a fost o altă destinație care a atras atenția vizitatorilor de la târgul de turism. Ca să fie greu de ocolit, agenții au adus cu ei doi dinozauri de la Dinoparc. Am constituit pachetele de 1450 de lei, care au discount de 20%. Aceste pachete sunt pentru familii. Pachetele cuprind intrare la Dinoparc, cuprind vizitarea peșterii Valea Cetății, cazare, masă. Între timp, Băile Felix mai au doar oferte pentru luna ianuarie. Aproape toate locurile pentru Crăciun și Revelion au fost ocupate. Pachetele încep de la 2000 de RON pentru un sejur de 3 nopți, cazare cu demi-pensiune, accesul la piscinele complexului cu apă termală, piscine interioare-exterioare și masa propriu-zisă de petrecere pentru Mica Unire. De la târg nu au lipsit nici vacanțele exotice. Egiptul este la tarife mai accesibile pentru toți clienții. Tarifele încep undeva de la 600 de euro de persoană, în care este inclus avionul, cazare, all-inclusiv, transfer și ghid turistic. Un sejur 5-6 zile în Maldive, Republica Dominicană sau Thailanda costă de sărbători în jur de 1400 de euro de persoană pentru turiști fără mari pretenții.